17 proiecte de hotărâre au fost discutate de consilierii municipiului Fetești în cadrul unei noi ședințe de Consiliu Local, printre acestea aprobarea organigramei și a statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Fetești, trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Fetești în vederea punerii la dispoziția operatorului regional pentru derularea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a SECERA JAESA Constanța în perioada 2014-2020, derulat pe raza municipiului Fetești, modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Angel Salini sau acordarea unor facilități medicilor care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal Angel Salini Fetești pe anul 2017. Hotărâre privind darea administrării a sălii de sport situată pe strada Jandarmeriei numărul 17, către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Fetești și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. Avem raportul Direcției Juridice, rapoartele de avizare ale Comisiei, Comisia Economică. Comisia Economică a venit cu un amendament care a fost aprobat în unanimitate de către membrii Comisiei și anume la articolul 10, punctul H, s-a cerut raportul de activitate la solicitarea primarului. Noi am venit cu o completare și a Consiliului Local. Al doilea punct de vedere este articolul 14. În absența șefului serviciului administrativ, directorul de ADP-ului va desemna o altă persoană responsabilă cu administrarea sălii de sport, înscris sau verbal. Noi am propus numai înscris. Și articolul 20, amendament propus de către consilierii PNL. Sala de sport poate fi utilizată conform orarului de funcționare pentru desfășurarea activităților sportive de către categoriile de personal, de persoane de pe raza municipiului Fetești. Domnule președinte, vă rog să supuneți aprobării amendamentul și după aceea proiectul de hotărâre. Dacă nu mai sunt și alte amendamente. Avem și raportul Comisiei Juridice. Supun la vot proiectul de hotărâre discutat. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Hotărâre privind încredințarea directă a lucrărilor obiectivelor de investiții, amenajare, trotuare și parcări, strada Promenadei și amenajare și parcări, strada Jandarmeriei către Societatea Drumuri Municipale SRL Fetești. Raportul Direcției de Dezvoltare Investiții și Proiecte Europene, doamna Bolușan, dacă vine cu ceva, confesez. Hotărâre privind încredințarea directă a lucrărilor obiectivelor de investiții, amenajare, trotuare și parcări, strada Promenadei și amenajare și parcări, strada Jandarmeriei către Societatea Drumuri Municipale SRL Fetești. Legea achizițiilor publice, aceste lucrări încredințate societății noastre pot, deci nu respectă celelalte reguli ale procedurii și atunci am supus-o atenției dumneavoastră pentru aprobare. Nu mai e PSA? Nu mai e deci cu este societatea noastră. Deci este o societate înființată cu acționaria de la Consiliul Local. Atunci nu se supune. Nu se supune. Parcarea începută mai de mult, care nu e finalizată și trebuie finalizată. Începută de acum 2 ani. Și trebuie să o finalizăm. Asta e tocmai problema. Și în etapa următoare, știm problema, o să amenajăm și acele trotuare cu niște șanțuri pe acolo, apa de pe Liliacului, și acele trotuare pe partea opusă. Unde nu e. Era bun dacă avem trotuare pe partea asta la altă, cu sala de sport. Da? Acolo, era și da. Cu școala, venea până la domnul Moroc. Să vă dau un răspuns. Un lucru început care a stat să de 2 ani nefăcut, e păcat. Adică eu nu, acum nu mă uit pe acolo că a început altcineva acum 2 ani. Nu, trebuie făcut ăla și o să facem și pe partea cealaltă. Supun la vot proiectul de hotărâre discutat. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Fetești, în vederea punerii la dispoziția operatorului regional pentru derularea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a SECERA JAESA Constanța în perioada 2014-2020, derulat pe raza municipiului Fetești. Grupul de consilieri PNL a făcut un demers la Raja
Nu, asta ca o paranteză. N-am făcut parte din partidul PDL. Am făcut un demers, o solicitare, o adresă către Raja, prin care am cerut asigurări garanții că următorul proiect, următoarea etapă, acestui proiect se va derula la standarde de calitate mai ridicate. Răspunsul Raja a fost evaziv. Ne așteptam ca cel puțin să recunoască că au fost niște probleme pe timpul implementării primului proiect. Ca să vă citesc, da? Pe parcursul realizării investițiilor, unitatea de implementare a proiectului a luat toate măsurile contractuale și legale pentru prevenirea, eliminarea și sau remedierea deficiențelor, derapajelor de la cursul firesc al execuției. Am o copie care e mai puțin lizibilă. Precum și minimalizarea disconfortului inerent cauzat de astfel de lucrări. Deci ăsta este răspunsul, da? Nimic că au fost niște probleme, că o să fim așa. Și într-o altă frază, în a doua pagină, spun că vor depune eforturi suplimentare pentru ca următoarea etapă, în scopul asigurării, dezvoltării și modernizării în cele mai bune condiții a sistemului de apă și canalizare. Deci un răspuns evaziv. Noi am votat, vorbesc noi când spun asta, spun și PNL-ul, consilierii PNL, să se realizeze lucrări și solicităm să fie lucrare de bună calitate. Primul proiect s-a mers pe bună credință. Poate că nu toată lumea a știut ce înseamnă sau, da? A doilea proiect trebuie să se desfășoare cu mai multă responsabilitate. Asta insist. Mult mai multe vis-a-vis de locuitorii municipiului Fetești. Asta cerem noi celor de la Raja și constructorului care va câștiga licitația, bineînțeles. Da? Să fie verificat mai bine din toate direcțiile. Pun la vot proiectul de hotărâre discutat. Cine este pentru? Abține? Suntem pentru dezvoltarea rețelei de apă și canalizare. Deci asta a menționat. Atenție! Pentru dezvoltarea rețelei de apă și canalizare. Împotrivă? Dar nu oricum. Legat de punctul 4, hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de serviciu pe durata existenței construcțiilor și pe durata execuției lucrărilor pe străjile din municipiul Fetești, a unor suprafețe de teren din domeniul public al municipiului Fetești, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în area de operare a SC Raja Constanța în perioada 2014-2020. Aici trebuie acordată prioritatea asociațiilor de proprietari. Deci acolo e o doamnă care am înțeles că e cam plătită de Raja, deci nu este a locatarilor. Ea bagă și consumuri de apă suplimentare, chipurile că sunt pierderi în rețea, sunt scări de bloc care și-au rezolvat și-au reparat. Este lună la subsol și la alte scări, tot în același bloc, sunt probleme cu pierderi și locatarii au cerut doamnei respective să ceară liazul pentru desfundarea canalizării. I-a zis că a apelat la Raja. Supun la vot proiectul de hotărâre discutat. Cine este pentru? Care proiect? După ce ați votat, vă spun că o să aveți garanția că vom sta cu ochii pe ei mai îndeaproape. Modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Angel Salin din Fetești. Propun și s-au aprobat de către Ministerul Sănătății o modificare la structura de funcționare a Spitalului Municipal, prin înființarea unui compartiment de cardiologie, în așa fel încât să se efectiveze efectiv activitatea medicului care s-a ocupat. Nu, de fapt, medicilor, nu, director, vreau să vă adresez o întrebare. Ce înseamnă, din punct de vedere al resursei umane, cele 15 paturi pe cardiologie? Angajarea de personal? Nu. Sau redistribuire? Nu, practic se redistribuie. Da. Da, deci specificul activității medic cardiolog față de un medic pneumolog și un medic internist este altul și atunci este luat separat. Raportul Comisiei Juridice? Favorabil. Mulțumim. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate.
Punctul număr 13, hotărâre privind acordarea unor facilități medicilor care desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Municipal Anghel Saligny pentru anul 2017. Raportul, avem un raport al Direcției Economice, domnul Suianu, dacă vine ne poate spune câteva cuvinte. Da. La baza acestui proiect de hotărâre este o solicitare din partea spitalului privind acordarea în condițiile legii a unor stimulente pentru medicii care fac naveta de la domiciliul la locul de muncă. Legea prevede o indemnizație, o stimulent în limita a două salarii minime brute pe lună. La Spitalul Fetești este vorba de 5 medici care îndeplinesc aceste condiții. Deocamdată. În bugetul de venituri și cheltuielile al bugetului Consiliului Local aprobat pentru 2017, am avut prevăzute 50.000 de lei transferuri pentru cheltuieli curente, din care le-am acordat până la data prezentei 10.000 de lei, mai sunt 40.000 și consider că se poate acorda o indemnizație, adică un stimulent la nivelul unei indemnizații egale cu venitul minim brut pe țară, 1.450 de lei pe lună, pentru cei 5 medici pe perioada rămasă până la finele anului. În bugetul anului viitor ne gândim și vom vedea să le prevedem și să le acordăm. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Hotărâre privind validarea rectificării bugetului local pe 2017. Este vorba tot despre bugetul local. Da. Deci, în cursul lunii septembrie, mai bine zis pe 19 septembrie, și ca urmare a intervențiilor noastre către Administrația Finanțelor Publice Județene, pentru că la capitolul Finanțarea drepturilor asistenților personal și a persoanelor cu handicap, datorită creșterii accentuate a numărului de indemnizați, vreau să vă spun că s-a ajuns aproape la 250 de oameni în plată și suma lunară este de 250.000 de lei, 2 miliarde jumate pe lună. Am solicitat suplimentare și mi s-a acordat 325.000 de lei la acest capitol de finanțare. Și în urma unei analize pe care am făcut-o, am considerat că de la drepturile copiilor cu sau drept, pentru copiii cu drept cu cerințe speciale, aveam o sumă foarte mare pe care, analizată cu cheltuielile pe primul sau pe jumătate de an, nu aveam cum să o cheltuim, aveam 352.000 de lei, am disponibilizat 43.000, Administrația Finanțelor Publice a avut nevoie urgentă de această rectificare pe care am făcut-o prin dispoziția coordonatorului principal de credite, așa cum se vede prin dispoziția 1614, pentru a putea să le pună la dispoziția altor unități școlare și conform legii, deci noi am făcut-o prin articolul 22 din Legea Finanțelor Publice. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 3 al suplimentării. Hotărâre pentru aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru includerea în programul național de dezvoltare locală a proiectului Grădinița Mihai Viteazu, strada Călăraș, numărul 98. Dacă sunt discuții, cine este pentru? Pun la vot. Împotrivă, abțineri. Unanimitate. Punctul 4. Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea corupției și asigurarea eticii și integrității în administrația publică a municipiului Petești prin programul operațional Capacitate Administrativă, AXA 2, Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectiv specific 2.2, creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice,
cererea de proiect CFI 2017, sprijinirea măsurilor efectuare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. Împotrivă, abține. Pe ordinea de zi suplimentară s-a aflat și proiectul privind schimbarea din funcția de viceprimar a domnișoarei Tudor Vali Silica, pe baza unei propuneri motivate a primarului. Procedura de demitere s-a desfășurat prin vot secret. În urma validării voturilor, 5 au fost declarate pentru demiterea viceprimarului, iar 13 împotrivă. În privința schimbării din funcție a domnișoarei viceprimar, vă spun atenție că procedura prevăzută de legea 215 pe 2001 și de legea 393 pe 2004 trebuie să aibă la bază un raport de specialitate și propunerea motivată a domnului viceprimar sau a unui grup de consilier local în număr de o treime. În situația de față ne aflăm în faza de propunere motivată a domnului primar, care are la bază raportul de specialitate al compartimentului de resort. Referitor, având în vedere că domnișoara viceprimar a fost aleasă prin vot secret, astfel cum a reieșit și din hotărârea numărul 15/2016, procedura de demitere se desfășoară tot prin vot secret. Ca urmare, dumneavoastră veți primi fiecare câte un buletin de vot cu întrebarea dacă sunteți de acord cu demiterea domnișoarei viceprimar și dumneavoastră veți vota conform opțiunilor după acele buletine. Da sau nu. La finalul votului, comisia de validare constituită din doamna Petcu, doamna consilier Petcu Olga, domnul Șoncheriche Laurențiu și domnul Ghiță Florinel, împreună cu subsemnatul, ne retragem ca să validăm rezultatele votului dumneavoastră. O să punctez din propunerea motivată două puncte. Nu cred că are rost să dau citire la toată propunerea motivată. Domnul consilier, mă ascultați, da? Sunt ușoare. În conformitate cu prevederile articolului 54, aliniatul 4, 215, cu modificări de a coroborea cu articolul 18, 393, propun schimbarea din funcția de viceprimar de ușoare Tudor Silica din următoarele considerente. Nu s-a integrat din punct de vedere administrativ în aparatul de specialitate al primarului. Actele curente care necesitau semnătura domniei sale nu au fost semnate, sau semnate cu mare întârziere în urmă proprii anchete, fapt ce a condus la situații de blocaj în activitatea autorității locale. Un alt motiv mai întemeiat a efectuat presiune asupra funcționarului public pentru înaintarea demisiei și pentru nerespectarea procedurilor legale de demitere, fapt ce a condus la soluționarea litigiilor care au avut ca obiect concederea ilegală a funcționarilor publici în defavoarea autorității noastre, exemplifică în acest sens situația directorului de ADP. În activitatea sa curentă, e în permanentă anchetă internă privind activitatea autorității locale, fapt ce generează o imagine negativă a primăriei, nu a partidului. Comisia de numărare a voturilor pentru eliberarea din funcția viceprimarului municipiului Petești, următoarea componență. Petcu Șoncheriche Ghiță. În urma verificării și numărării buletinului de vot s-a constatat voturi pentru eliberarea din funcție 5, voturi împotriva eliberării din funcție 13. Între timp, viceprimarul municipiului Fetești a demisionat din funcție. Următoarea ședință a Consiliului Local Fetești va avea loc la finalul lunii octombrie.